Da. Întrebări. Dispoziția dumneavoastră. Vă rog să întrebați. Dacă aveți de întrebat. N-aveți, vă mulțumim. Nu. N-aveți de întrebat, poate vreți să faceți niște considerații. Poate vreți să faceți niște recomandări. Da, vă rog. Vreau să ne întrebăm, în primul rând, cam cât de departe te-ai ajuns cu formarea noului guvern, pentru că am văzut că și dumneavoastră dați ca sigur niște miniștri, când a vorba despre o nouă structură. Da, și toți avem dreptate. Vorbim foarte corect. Deci ați trasat deja noua structură a guvernului? Domnul Ponta, ca premier pe care noi l-am stabilit în cazul în care câștigăm alegerile, l-am anunțat, de fapt, electoratului de multă vreme. Noi, spre deosebire de alți participanți la traficul electoral, la competiția electorală, aducem la cunoștința cetățenilor cine va fi prim-ministru în cazul în care Uniunea Social-Liberală dobândește majoritatea absolută în Parlament. Și în sensul acesta, un lucru esențial, și anume cine va fi prim-ministru, știți. După aceea, așa cum ați fost informați, către domnul Ponta însuși, este normal ca premierul să propună o structură de guvern. Domnia sa a dat câteva coordonate ale modului în care gândește acest lucru și, sigur, la momentul respectiv, în momentul în care va fi desemnat ca premier, va alcătui echipa în consultare cu partidele politice din coaliție. Este în acest moment prematur, suntem încă în campania electorală, trebuie să vedem rezultatul alegerilor și la timpul potrivit toate vor fi gata. În ceea ce privește referirea pe care eu am făcut-o la doi colegi, ea a fost una pe care am dreptul să fac și eu propuneri la momentul la care vom avea structura guvernamentală, propuneri în Partidul Național Liberal și după aceea, sigur, premierului, pentru niște oameni. Și am afirmat acolo despre doi colegi că sunt oameni pe care îi vizez pentru aceste propuneri. Asta e tot. Asta nu înseamnă că am format guvern. Va face un referent la viitorul guvern și ne-a acordat ministerul. UNPR-ul face parte din Alianța de Centru-Stânga. Ceea ce pot să vă garantez este faptul, și asta am discutat tot timpul, că numărul de portofolii între Alianța de Centru-Dreapta și Alianța de Centru-Stânga va fi egal. Cum și ce anume din portofolii se negociază în Alianța de Centru-Dreapta este responsabilitatea domnilor. Ce negociem în Alianța de Centru-Stânga este responsabilitatea noastră. Dar nu vorbim încă de pielea ursului din pădure. Dacă pe 9 decembrie seara avem majoritate absolută a numărului de mandate, evident că ne prezentăm la consultările cu președintele României în această formulă a conducerii USL, iar eu, pentru a fi capabil pe 21 decembrie să vin cu guvernul în Parlament, am început din această perioadă să lucrez la cum îmi doresc eu sau cum văd eu structura guvernului, însă în momentul în care finalizez, prezint acest lucru colegilor mei din USL. Nu voi prezenta înainte de 9 decembrie, repet, pentru că nu lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine. Vă rog. În primul rând, cum vi s-a părut paraza de autoritate la care ați asistat câteva minute? Și în al doilea rând, v-aș ruga, dacă se poate, să comentați summitul de la Bruxelles, comportamentul președintelui, ce e de făcut în continuare din punctul nostru de vedere. Bun. Referitor la parada de 1 decembrie, chiar și într-o perioadă de austeritate maximă pentru Ministerul Apărării, după cum știți, din fondul de rezervă al primului ministru am sprijinit ideea de a se desfășura această paradă. S-a fost în fiecare an și ține până la urmă de mândria armatei, a celorlalte instituții, pentru că nu este doar armata, este și Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații. Și eu nu cred că suntem o țară chiar atât de săracă încât să nu putem să ne sărbătorim Ziua Națională. La fel fac eforturi ca și în străinătate, la ambasadele noastre, la consulate, să avem totuși o mică sărbătoare pentru ziua de 1 decembrie. Nu putem să facem lucruri fastoase, nici ca parada de pe Champs-Élysées, nici ca cea din Piața Roșie, că nu e cazul. Dar
o defilare și o sărbătoare de 1 decembrie, cred că e normal să facem și dacă ne ajută și timpul, sunt convins că foarte mulți bucureșteni vor fi aici prezenți, însă și în celelalte orașe ale României se va sărbători ziua de 1 decembrie. 2. Referitor la summitul de la Bruxelles. Reiau încă o dată, pentru că vreau să fiu foarte bine înțeles. Mi-aș fi dorit ca orice pro-european să existe o soluție la acest summit. Dar, ca foarte mulți alți prim-ministri sau ca președintele Parlamentului European, domnul Schulz, am spus altceva. Am spus, decât o soluție proastă, mai bine să nu existe acum o soluție, să negocieze în continuare. Eu sunt convins că România, prin președinte, prin primul ministru, prin ministrii de resort, prin toate pârghile care țin de negociere, trebuie să continue până la următorul summit, cel care va fi ianuarie-februarie, trebuie să continue să-și găsească aliați și să elimine acele prevederi net dezavantajoase pentru România. Deci, primul lucru, nu vorbim de cifra totală. Cei 48 de miliarde propuși inițial de Comisia Europeană, ca să fim realiști, probabil că nu se vor putea păstra. Important e cât se taie din cei 48. Am spus tot timpul, e o mare diferență dacă se taie 1 miliard sau dacă se taie 10. E foarte mare. Doi, însă, dincolo de cifra totală, este foarte important să scoatem acele prevederi care au puse numai pentru România sau care dezavantajau România. Începând cu faimosul paragraf 45, cel legat de absorția în 2011, pentru că paragraful se referea la gradul de absorție din 2011. Ceea ce însemna să fim pedepsiți în 2014-2020 pentru lipsa de capacitate de până în 2011, fac această precizare pentru toți pedeliștii care ne ceartă pe la televizor, legătura se făcea cu gradul de absorție din 2011, deci cu gradul lor de absorție, care, cu excepția doamnei ministru Udrea, restul stăteau prost la gradul de absorție. Dar și celelalte lucruri care țin de cofinanțare, aici domnul ministru al Agriculturii mâine va presta în ședința de guvern și după aceea va presta tuturor crescătorilor de animale, agricultorilor, care e realitatea apropo de fondurile pe agricultură. Președintele ne-a prezentat ca un mare succes, nu? Creșterea plăților directe, creștere care este prevăzută în tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în 2007. E meritul, nu știu, dacă vrea, al domnului Tăricianu, al cui o vei, dar nu al lui, că nu s-a discutat asta la Bruxelles. Sigur, nu putea să se întoarcă chiar cu mâna goală de la Bruxelles. S-a întors și el cu ce am obținut în 2007, s-a lăudat în 2012. Nu pot să spun, am fost foarte corect și echilibrat, nici că dacă eram eu, nu știu ce lucruri obțineam, nu obțineam, că nu s-a obținut nimic în acest moment, nu s-a luat nicio decizie. Dar spun că trebuie să ne pregătim bine, trebuie să ne căutăm aliați, aliații pe care am eu, în familia mea politică, aliații pe care are domnul președinte Băsescu, de exemplu, acel paragraf 45, dezavantajos pentru România, a fost introdus la cererea Germaniei. Ori, știind prietenia pe care și respectul pe care îl inspiră domnul președinte Băsescu în Germania, sunt convins că va reuși să inspire și scoaterea acelui paragraf 45. Tot Germania e cea care se opune intrării noastre în Schengen. Iarăși mă bazez pe șarmul și carisma domnului președinte Băsescu în fața Germaniei pentru a ne rezolva această problemă. Nu o să mai avem nici campanie electorală după 9 decembrie și cred că cu un efort conjugat o să putem la următorul summit să avem condiții mult mai bune. Acum, condițiile de acum erau foarte proaste pentru România. Erau inacceptabile pentru România. Și atunci e bine că nu s-a ajuns la o decizie și a scăpat și domnul Băsescu să nu trebuiască nici așa, nici așa. Nu s-a certat nici cu doamna Merkel, nu s-a certat nici cu noi. A avut noroc. Vă rog. Sunteți de acord cu domnul... Nu sunt de acord. Da, cu domnul ministru, da. Nu sunt un mare specialist în domeniu. Am devenit specialist în probleme de apărare la ceea ce ține de finanțarea apărării și de pensii. În continuare am discutat și acum. Trebuie să, în bugetul pe 2013, să rezolvăm problema acelor pensii, cei 20 ceva de mii de militari,
cărora li s-a calculat greșit, au pierdut foarte mult la pensie. Deci la asta mă pricep. Restul strategii militare îl las pe domnul ministru Dobrițoi, îl las pe domnul consilier Fota, nu? Sunt alți specialiști. Domnule Dumitru, mai că există subiectul. Vă rog chiar să insistați. Îmi face plăcere. Am vorbit de efortul conjugat. Asta înseamnă că în perioada următoare dumneavoastră veți avea întâlniri cu lideri europeni din familia dumneavoastră și în același timp veți discuta cu președintele Băsescu pentru a propune... Mâine este primul ministru al Slovaciei la București, poi mine este primul ministru al Austriei la București. Deci doi prim-ministri, unul din grupul Coeziunii Slovacia, unul din grupul Better Spending, Austria. Evident că o să discutăm despre bugetul Uniunii Europene. La fel, în continuare, așa cum am văzut cu președintele Holland, cu ceilalți prim-ministri, vă rog să rețineți că, sigur, e interesant și pentru România. Înainte de acest summit s-a întâmplat o schimbare fundamentală pe plan european. De obicei, summitul era precedat de o întâlnire a șefilor de guvern din PPE. Ei erau cei mai mulți, ei practic dădeau tonul. De data asta nu s-au mai întâlnit deloc. Nu mai au anulat ședința. Nu a mai fost nimeni. Sunt convins că dacă mergea domnul Blaga, lucrurile erau altfel, dar n-a mers domnul Blaga și nu au mai ținut ședința. În schimb, pentru prima dată, summitul Consiliului European a fost precedat de reuniunea șefilor de guvern socialiști. Pentru că sunt 7, după cum știți foarte bine, doamna președintă a Lituaniei, femeie mai înțeleaptă, a cedat mai repede decât domnul Băsescu și a numit primul ministru tot social-democrat, deci sunt 8 în acest moment. O prim-ministri social-democrați. Și ne-am întâlnit din țări, fie Friends of Cohesion, fie din partea cealaltă, pentru că Danemarca, Austria, Franța sunt net contributoare. Așa încât și pe plan european s-a întâmplat un lucru important. Sigur că voi discuta cu toți prim-ministrii în continuare și de asta spun, dacă ne conjugăm eforturile, domnul președinte Băsescu cu Germania, eu cu celelalte țări, avem șanse mai mari pentru următoarea întâlnire. Ține și de o strategie pe termen lung. Vreau să vă anunț apropo de faptul că unii sunt mai egal decât alții. Noi importăm cu 450.000 de metri cubi de la Gazprom, Germania o importă cu 180, tot de la Gazprom. Așa că, vedeți cum e cu egalitatea? Dar doamna Merkel merge foarte des la Moscova, eu și dacă trec prin fața ambasadei, în drum spre guvern, aud că sunt vândut Moscovei și vocii Moscovei. De la... Cum? Da, soluția, v-am zis, soluția actuală că să exportăm gazul românesc și să importăm cel rusesc e o catastrofă pentru România. Nu doar pentru populație, vorbesc pentru industrie de data asta. Vă mulțumesc. De care declarații? Ca să văd dacă... Te-a întrebat cele două nevăzise în discursul pe care le-a primit. Da. Nu este prima dată când unii europenele mai sunt contre. Mă gândește un scandal în Partidul Național Liberal? Nu. Vă simțiți într-un fel amenințat de domnul Tăin Popescu pe Licea? Nu. N-am ce să vă fac. Nu știu să vă spun dacă vreodată au fost susținute de guvern. Știu că sunt organizate de către primarul nemuritor Mircea Hava, cel mai de stânga primar de dreapta din România. Că știți că el are cei mai mulți angajați la asistență socială, la... Omul e de extremă stângă aproape, acolo e socialism. E lumea necăjită. Lumea necăjită, da. Deci nu știu, eu n-am primit o solicitare din partea primarului în acest sens. Eu nu știu de o asemenea solicitare, s-ar putea să o fi făcut la vreun minister. Păi noi am dat pentru parada în București 400.000. Și deci la Alba Iulia e de trei ori mai mare sau și-a tras partea lui domnul Hava? E cu comisionul. Adică
Păi totuși, eu parcă mă gândesc că la București, cred totuși, dacă, la București am dat 400 de mii de lei. Dacă mă costă la Alba Iulia 1,2, înseamnă că e cu comisionul lui Hava. Mai puțin. Nu știu, n-am, ce fac, mă tocmesc? Sau dumneavoastră reprezentați pe domnul Hava? Dacă primesc solicitarea, sprijin toate manifestările în toată țara de 1 decembrie. Dacă obraz, dacă îmi cer de 3 ori mai mult decât la București, înseamnă că ai obrazul foarte gros. Și nu, nu dau bani publici pentru afaceri de partid. Democratele realiști spun că în următorul mandat intenționați să falimentați Orchimul. Normal. Să falimentăm toți. Eu zic să-i lăsăm pe ei, totuși. Da. Haideți, nu despre Orchim, vreau să vă răspund însă serios, că ați făcut o legătură foarte corectă. Democrat, liberal și Orchim. În aceste zile, prin firmele controlate de domnul Roibu și de domnul Videanu, se tot pornesc, așa zise, executări silite. Firme offshore, cu care domnul Roibu a încheiat contracte și în spatele cărora se află Videanu. Domnul Chițoi a depus deja plângeri penale, vom depune în continuare. Și după ce domnul Morar termină cu interviurile și cu lansările de cărți, împreună cu domnul Tapalagă, după aia, la un moment dat, când va avea timp, se va ocupa și de devalizarea Videanu Roibu a Olchimului. Așa. Altceva. Ce-a mai zis pe delegat? O să discutăm la momentul oportun. Din perspectiva campaniei, vă întreb, pe simulările ARD-ului îi avantajează dacă nu se prezintă lumea la vot? Dar dumneavoastră cum e avantajul? Dacă vin oamenii să voteze sau nu? Noi facem campanie, ARD-ul face simulări. Pe simulările nu îi avantajează nimic. Pe ei nu îi avantajează nimic. Da. Vă rog.